Dumnezeu care îți dă puterea. Dumnezeu umple cu puterea. Dumnezeu vino peste toți aceia care nu s-au sfințit să ridice mână ca în semn că au nevoie de ajutorul tău. Au nevoie de putere, au nevoie de puterea ta. Eu te rog, Tată, pur în numele lui Iisus. Lasă această putere să vină peste poporul tău. Lasă această putere să vină peste toți aceștia care doresc o altă trăire, o altă viețuire într-o gloria și slavă lui tău. Duhule Sfânt, tu creează. Manifestă-te, Duhule Sfânt al lui Dumnezeu. Nimicește, Doamne, lucrările vrăjmașului și al izbăvirea și eliberarea de care este nevoie poporul tău în aceste clipe. E puterea ce minun face, e puterea Domnului Iisus Hristos, e puterea Sfântului Sfânt al lui Hristos, Domnul vieții. Nu-ți vezi, nu-ți fie teamă, nu te rușina, respinge pe Satan și primește puterea lui Dumnezeu. Respinge pe cel rău și lucră lui, primind Duhul Împărăției lui Dumnezeu, ca viața ta să fie binecuvântată prin ceea ce vine din mâna lui Dumnezeu, prin ceea ce stăpânește Dumnezeu, ca tu să poți să trăiești în putere și în autoritate, să nu te temi, ci să te bucuri în fiecare zi. Nu te teme, ci bucură-te în numele lui Iisus Hristos. Un talentul bucuriei care să vină peste poporul tău și peste adunarea ta slăvită din mâna tău și să fie Dumnezeu numele tău, Tată. Cu credințele din mâna ta și grijă ta, adunarea copiilor tăi în locul acesta mulțumindu-ți. Lăudați să fie numele tău și slavă. Lăudați să fie numele tău și slavă. Un numele care este mai presus de orice nume peste adunarea copiilor tăi. Yeshua HaMashiach, Domnul vieții, răscumpărătorul nostru. Amin. Amin. Shine.
Dumnezeu. Cred că este ceva deosebit, ceva măreț.
un plan al lui Dumnezeu care va fi realizat dacă voi doriți, dacă voi vă veți ruga. L-am văzut pe Iisus că avea deja materialele pregătite. Era pregătit să înceapă lucrarea. Totul și totul depinde de voi. Domnul Iisus să vă binecuvânteze, să vă întărească vă. Amin.